Victor Hănescu a acces alături de Gilles Müller în turul 2 al probei de dublu la turneul Năstase Țiriac de la București. Din păcate, Adrian Ungur, beneficiar al unui wildcard, a ratat calificarea în faza următoare a competiției, fiind învins în runda inaugurală cu scorul de 6-3, 6-1 de belgianul David Goffin. Nici Marius Copil nu a evoluat mai bine, s-a oprit în ultimul tur al calificărilor după ce a fost eliminat de Sergei Stahovski din Ucraina. Cuplul Hănescu-Müller a învins cu scorul de 4-6, 6-1, 10-8 perechea Savie Malis-Ken Shkupski în primul tur al turneului Năstase Țiriac Trophy. Perechea română-luxemburgheză, beneficiară unui wildcard, va întâlni în faza următoare câștigătoarea partidii dintre Horia Tăcău, Max Mârnii, cap de serie numărul 1, și Daniel Bracciali, Potito Starace din Italia. Calificarea manșa secundă se recompensează cu 3660 de euro și 40 de puncte ATP. Din păcate, în ultimul tur al calificărilor pe tabloul de simplu, Marius Copil, pe locul 131 ATP, a pierdut cu scorul de 5-7, 2-6 în fața ucrainianului Sergei Stahovski, locul 98 în clasamentul mondial. Copil va primi totuși 6 puncte ATP și un cec în valoare de 675 de euro pentru evoluția sa la Open-ul bucureștean. Pe de altă parte, favoritul principal, sârgul Ianko Tipsarevici, s-a antrenat astăzi la arenele BNR și a atras, bineînțeles, toate privirile fanilor tenisului de la noi.